Nimeni nu adresează cum trebuie lucrurile în general și așa este și în cazul insulei Paștelui cu statuile Moai. Dar acum cum știm foarte multe despre chestia cu resetarea, cu cataclismele din anii 1700-1800, cu inundațiile, cu schimbarea continentelor, cu faptul că a fost o civilizație umană care a fost resetată și a fost distrusă, poate chiar prin cataclisme stil nuclear, etc. Și inundațiile care au fost și cu Nămolul și cu ce s-a petrecut și atunci. Normal, mie ce mi se pare foarte interesant este că, deși având capacitatea de a cunoaște pozele respective istorice din arhive și multe alte lucruri care acum se pot investiga pe cont propriu, foarte multă lume încă continuă cu aiurelele astea, cu ancient aliens, cu aliens sau extraterestri care vin de pe alte planete tip sferă în spațiu, așa cum este dat de către NASA. Nu știu ce oamenii au așa de mult problemă în a recunoaște și a accepta că suntem o rasă de oameni închisă aici unde noi nu avem voie să ieșim de pe continentele care ni s-au dat și că sunt alte continente și cuvântul extraterestru înseamnă cea decât ființe terestre de pe alte continente care sunt acolo și care au fost aici și care probabil că au fost în război civil sau au avut război între ei și acum noi suntem un fel de experiment pentru ei aici unde suntem închiși și nu avem voie să ieșim. De ce s-a făcut chestia cu globul Pământului și cu faptul că n-ai voie să mergi dincolo de Polul Nord și Polul Sud, Antarctica și Arctica, etc. Și Moai și vezi clar că face foarte mare referință la ceea ce este înțeles foarte greșit cu inundația de Nămol, mud flood în limba engleză, care toată lumea începe să vorbească despre Tartaria și oamenii nu vor să meargă mai încolo de ceea ce s-a stabilit de către cercurile conspiranoice. De ce mie nu-mi place niciodată să fac parte din cercuri conspiranoice, pentru că fiecare dă într-o dungă cu bota în baltă. În fine, ce am să arăt niște poze despre Moai și să fie înțeles sub perspectiva resetărilor, cataclismelor și lucrurile recente din ultimii 200-300 de ani, având în vedere că trebuie să fie văzut în aceeași perspectivă cu celelalte poze de arhivă care au fost și cu celelalte lucruri care țin de resetare și de Imperiul Uman. Acum, evident că pozele respective cu Moai sunt un pic diferite, dar ceea ce este clar este că o rasă de oameni primitivi care trăiesc în cocioabe de lemn și care cresc capre și găini, n-au cum, și care lucrează pământul cu unelte primitive, n-au cum să construiască și mai puțin decât să miște asemenea statui. Și evident este clar când se vede cum au fost acoperite statuile de metri de pământ, înseamnă că a fost inundație de pământ și inundație de apă și s-au scufunat continentele. Insula Paștului cândva a fost parte din continentul Lemuria sau Mu, dacă nu mă înșel, dacă este adevărat că este același nume sau este numele prin care noi îl înțelegem. Și cam atâta este, deci toate lucrurile astea care să le pui în perspectiva cu Ancient Aliens. Ancient Aliens face, dacă știți documentarul, fac lucruri foarte faine, dar și dau într-o dungă și într-o bară și dau cu bota în baltă de foarte multe ori, pentru că, până la urmă, cred că este intenționat făcut așa ca oamenii să o ia pe direcții așa cum vor ăștia care conduc. Dar dacă ești destul de inteligent și poți să deschizi mintea, începi poți să înțelegi într-o perspectivă mult mai curată și mai înțeleaptă și mai inteligentă cu extraterestrii adevărați și cu continentele care sunt interzise și cu lucrurile care am văzut până acum cu resetarea și cu cataclismele. Lucruri fascinante cu Moai, poate că o să le mai atingem mai încolo, dar deocamdată vreau să vă arăt alte poze, că am mai multe lucruri de arătat și mai multe lucruri de așa rămâi mirat când le vezi, știi? Ne vedem în următorul video.